Italia este oficial țara cu cea mai îmbătrânită populație și cum italienii sunt cel mai îmbătrânit popor de pe continent, româncele au devenit cea mai mare forță de muncă în domeniul îngrijirii bătrânilor. Aceștia le numesc badante și o națiune întreagă se bazează pe sprijinul lor. Mai mult de 1 milion de români locuiesc în Italia, în orașele mai mici sau mai mari, iar mulți dintre ei muncesc în agricultură, construcții sau pentru alte persoane de care au grijă. Totodată, Europa de Vest, în general și Italia, în particular, au popoare îmbătrânite, de unde și nevoia de badantă pentru cei în vârstă. Astfel, badantele din România au ajuns o resursă importantă. Ce părere aveți despre faptul că tot mai multe români merg în străinătate pentru a avea grijă de bătrâni? Din cauza sărăciei. Ăsta este unul din motivele care pleacă. Și a doua chestiune care pleacă în general, a devenit omul atât de avar încât vrea să se îmbogățească peste noapte. Trăiesc, muncesc. De fapt, e o zicală. Românii în străinătate muncesc cei mai greu și mănâncă cei mai rău. Considerați că factorul social este luat în calcul atunci când aceste femei părăsesc țara, adică educația copiilor, poate dezbinarea familiilor? Ați văzut și dumneavoastră și vedeți și din atâtea cazuri încât sunt femei care pleacă în străinătate și lasă copiii la bunici sau la bărbat, nu se mai întorc, își formează acolo fel și fel de, mă rog, că multe din fete de ăștia tine spunea că merg ca îngrijitoare, de unde dracu, făceau prostituție pe faleță. Meseria de badantă presupune acordarea de asistență, îngrijire, supravegherea vârstnicului și a stării sale de sănătate, dar și însoțirea persoanei și acordarea de sprijin în afara casei sau în călătorii. Include de multe ori și pregătirea mesei, administrarea medicamentelor, realizarea menajului, dar și acordarea de suport fizic și moral. Primul rând pleacă pentru mai mulți bani decât în România. Acolo primesc bani mai mulți, cred că dublu față de dacă ar avea grijă aici de bătrâni în România. Și eu zic că e obositor să te duci pentru că îți cere mai mult acolo și e chestia că te duci în altă țară până găsești, trebuie să te întorci. În România poți să găsești aproape de tine la 2-3 blocuri. În cele mai multe cazuri din Italia, fie copiii sau rudele bătrânilor le tratează înjositor. În momentul în care văd că sunt femei din estul Europei care acceptă pe bani puțini să fie la dispoziția lor zi și noapte. Părere proastă. Nu ar trebui să plece, să stea în țară. Copiii suferă. Bunicii cresc copiii cum îi cresc și e rău. Pentru țara asta a ajuns o țară de emigranți. Deci vin vietnamezi sau cine vin și pleacă ai noștri în Spania, Italia. Nu e bine. Asta e. Există o generație întreagă de femei de sacrificiu care par rupte complet de societatea românească, fiind dependente de locul de muncă și dovedind că nu se mai pot întoarce în țară definitiv. Astfel, lasă în urmă familii ce au învățat să se descurce fără ele, ajungând să se bazeze doar pe sprijinul financiar al acestora. Româncele sunt denumite în presa italiană deținutele albe, deoarece își asumă un soi de prizonierat benevol într-o închisoare a bătrânilor cu diverse probleme. Acestea renunță la propria fericire pentru a le asigura un trai decent copiilor, devenind astfel captive.